Severinenii preferă și jazzul. Au demonstrat acest lucru duminică seară atunci când zeci de persoane au participat la concertul de jazz susținut de Mihai Bâzgan și trupa sa. Concertul a avut loc în aer liber în zona Fântânii Cinetice și face parte din seria evenimentelor dedicate proiectului Severinul Estival. Severinenii au avut parte duminică seară de un spectacol plin de rafinament și emoție. La cea de-a doua ediție a Severinului Estival, o trupă formată din 5 tineri talentați din Timișoara a impresionat publicul prezent. Ați participat și până acum? E prima dată? Cum vi se par artiștii? Foarte frumos! Ascultați jazz? Da! Ați venit, e prima dată când veniți la... Am mai fost! Ascultați artiștii? Acum nu, că nu am. Ați mai venit până acum și săptămâna trecută? A fost și am trecut, a venit acum. Binevenite aceste spectacole? Da, îmi place frumos. Este frumos. Ați mai venit și până acum? Nu, acum e prima dată. Concertul a cuprins piese de referință din repertoriul unor interpreți consacrați, precum Ray Charles, Benny Goodman sau Louis Armstrong. În această seară am putut să fim la Drobeta, Tunul Severin. Mulțumim Consiliului Local și Primăriei pentru invitație. A fost o seară extraordinară în care oamenii din Drobeta, Tunul Severin s-au bucurat pe ritmuri de jazz. Au fost piese interpretate în stilul anilor 30-40 ca Benny Goodman, a fost piese ca Kenny G și au fost o seară extraordinară. Ne bucurăm foarte mult să fim din nou în Drobeta, Tunul Severin, pentru că aici oamenii sunt plini de bucurie atunci când sunt proiecte, mai ales live pe scenă. Evenimentul a fost organizat de Primăria Drobeta Turnul Severin și Consiliul Local.